Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, nimic nu poate fi comparat cu puterea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate cunoaște limitele ei. Mai mult, nimeni dintre noi nu cred că a experimentat aceste limite pentru că omul și nimic și nimeni din acest univers nu i-ar putea rezista. Prieteni dragi, numai acest gând ar trebui să ne facă recunoscători că el are de îndurare față de noi, numai citind despre cele împrejurări în care Dumnezeu folosește puterea lui, trebuie să recunoaștem că nu avem de-a face cu o forță irresponsabilă, ci avem de-a face cu un Dumnezeu care folosește puterea sa pentru a veni în sprijinul nostru al oamenilor. Chiar și în ceea ce îi privește pe egipteni, Dumnezeu nu a folosit forța împotriva lor, ci împotriva zeităților lor, pentru a-i ajuta să ajungă la adevărata credință, la cunoașterea adevăratului Dumnezeu. Chiar atunci când apa a fost prefăcută în sânge, să nu credeți că egiptenilor nu le-a mai rămas nicio scăpare. Scriptura consemnează că magii egiptului, vrăjitorilor, au avut și ei apă curată la dispoziție pentru a-și demonstra puterile. Sunt convins că în fiecare dintre urgii, egiptenii au avut posibilitatea să scape, să iasă de sub puterea acesteia. Dacă ne gândim numai la faptul că Gosemul era în cele mai multe dintre aceste urgii scutit de ele, putem să înțelegem că Dumnezeu oferea și șansa izbăvirii. Era doar o problemă de credință. Dacă egiptenii credeau și se duceau în acest ținut protejat de Domnul, ei ar fi fost izbăviți. Chiar și aceasta, dragi prieteni, este o lecție pentru noi. Singura care ne poate izbăvi de urgia păcatului este credința, Credința că Dumnezeu este sfânt, și în dragostea lui ne-a oferit și nouă Sfințenia prin Domnul Isus. Dar să ne întoarcem acum la capitolul 8 al cărții Exod. Moise și Aron se înfățișează înaintea lui Faraon, iar acesta nu ia în considerare cererea lor ca poporul să fie lăsat să plece în pustie pentru a aduce jertfe lui Dumnezeu. Acesta este momentul în care intervine Dumnezeu și aduce prima orgie, transformarea apei în sânge. Nilul, aducătorul de viață, este de această dată aducătorul de moarte. Dar credeți că se schimbă decizia lui Faraon? Suntem adesea mai împotrivitori decât ne place să admitem. Dar și în acest caz, Dumnezeu are un plan bine stabilit. Zeitățile Egiptului sunt supuse la teste pe care nu le vor trece. Domnul a zis lui Moise: Du-te la Faraon și spune-i: Așa vorbește Domnul. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, am să aduc broaște pe toată întinderea țării tale. Râul va mișuna de broaște. Ele se vor sui și vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit și în patul tău, în casa slujitorilor tăi și în casele poporului tău, în cuptoarele și în postăvile de frământat pâinea. Ba încă broaștele se vor sui și pe tine, pe poporul tău și pe toți slujitorii tăi. Broasca nu era, în cazul Egiptului, doar o viețuitoare nevinovată. Pentru egipteni, ea reprezenta pe Heca, zeița cu cap de broască. Ea era patroana moașelor, o zeiță a renașterii, una dintre cele mai importante. Deci, este clar în ce direcție este îndreptat atacul prin această urgie. Dacă pentru ei era una din zeități, pentru Dumnezeu ea era la îndemâna lui Moise și Aron. Domnul a zis lui Moise, Spune lui Aron, întinde-ți mâna cu toiagul peste râuri, peste pâraie și peste iazuri și scoate broaște din ele peste țara Egiptului. Aron și-a întins mâna peste apele Egiptului și au ieșit broaștele și au acoperit țara Egiptului. Acum, gândiți-vă că aceste animale erau sacre. Ei aveau un deosebit respect pentru ele. Cred că nouă ne este greu să înțelegem ce simt astfel de oameni. În India fiind, am văzut respectul acelor oameni pentru vaci. Dacă vaca trecea prin piață, putea să mănânce nestingerită din orice produs și nimeni nu o alunga. Dacă era oprită în stația de autobuz, nimeni nu se apropia de ea pentru a nu o deranja. De ce? Era considerată un animal sfânt. Ar să mergem mai departe. Oamenii aceștia erau acum înconjurați de broaște. Dar nu numai Aron putea aduce broaștele, ci și vrăjitorii Egiptului, dar și vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor. Au scos și ei broaște peste toată țara Egiptului. Ei bine, acesta este un aspect interesant. Am zis că aceasta este puterea Domnului. Oare prin aceasta se prezintă Domnul? Prin acest dezastru? Prin această calamitate? Iată că vrăjitorii Egiptului pot și ei să facă ceea ce a făcut Aron. Atunci, unde stă puterea lui Dumnezeu? Dar să nu ne grăbim cu concluziile. Pentru că următorul verset ne lămurește. Este vorba despre versetul 8. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și a zis, rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece să aducă jerfe Domnului. Se pare că puterea magilor nu era la fel de mare cu cea lui Moise și Aron. Ei puteau aduce broaște, dar nu puteau să le facă să dispare. Nu este interesant. Ei bine, aceasta ne spune ceva despre Dumnezeu. Ce anume? Puterea lui Dumnezeu nu era prezentată în distrugere, ci în izbăvire. Magii Egiptului, indiferent de puterea pe care au folosit-o pentru a aduce broaștele, nu puteau mai mult. Acesta este motivul pentru care Faraon vine la Moise. Care este acum atitudinea lui? smerenie. Dragii mei, Dumnezeu are puterea să ne zmerească. Uneori el o face. Dar nu acesta este scopul lui. El nu vrea să ne umilească, să ne facă să recunoaștem puterea lui prin opresiune. El ne arată puterea lui prin izbăvire. Vrăjitorii nu au avut această putere. Nu este și aceasta o lecție. Nu orice putere, nu oricine care are putere să facă lucruri mai mult sau mai puțin impresionante, are și puterea să aducă izbăvire. Faraon vine acum la Moise și cere izbăvirea. Dacă Faraon era cel care punea condiții, acum Moise este cel care le cere. Moise zis lui Faraon, hotărăște când să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi și pentru poporul tău, ca să îndepărteze broaștele de la tine și din casele tale. Nu vor mai rămâne decât în râu. Care este motivul pentru care adusese Dumnezeu această urgie? Ca faraon și întreg poporul să afle cine este Domnul. Ei bine, acum au ocazia să o facă. Încă o dată, nu prin urgie, ci prin izbăvire. Faraon vrea ca totul să se termine cât mai repede. El a răspuns, mâine. Și Moise a zis, așa va fi, ca să știi că nimeni nu este ca Domnul Dumnezeul nostru. Broaștele se vor depărta de la tine și din casele tale, de la slujitorii tăi și de la poporul tău nu vor mai rămâne decât în râu. Moise și Aron au ieșit de la faraon. Și Moise a strigat către domnul cu privire la broaștele cu care lovise pe faraon. Domnul a făcut cum cerea Moise, și broaștele au pierit în case, în curți și în ogoare, le-au strâns grămezi și țara s-a împuțit. Domnul este grabnic în izbăvire. În momentul în care faraon a cerut să vină izbăvirea, Dumnezeu a adus-o. Dragii mei, Dumnezeu nu se joacă cu noi. Atunci când cerem izbăvire, dacă atitudinea noastră este corectă, el nu stă pe gânduri. Pentru el este o mare bucurie să izbăvească, să mântuiască. Dar în cazul lui Faraon, atitudinea nu este potrivită. Ascultați numai. Faraon, văzând că are răga să răsufle în voie, și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Din pricina împietririi inimii lui vine și următoarea urgie. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aaron, întindeți toiagul și lovește țărâna pământului și se va preface în păduchi în toată țara Egiptului. Așa au făcut. Aron și-a întins mâna cu toiagul și a lovit țărâna pământului și s-a prefăcut în păduchi pe toți oamenii și pe toate dobitoacele. Toată țărâna pământului s-a prefăcut în păduchi în toată țara Egiptului. Semnala mai înainte că puterea vrăjitorilor egipteni era limitată. Ei bine, acum nu mai aveau deloc. Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduc prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut. Păduc erau pe oameni și pe dubitoace. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Dragi prieteni, indiferent de împietrire, în cele din urmă toți oamenii vor ajunge să cunoască că este vorba despre mâna lui Dumnezeu. Acum să vorbim puțin despre semnificația păduchilor. Așa cum spuneam în introducerea generală a cărții, aceasta era o plagă foarte incomodă pentru ei. Egiptenii erau un popor curat. Pentru ei, păduchii era o mare uriciune, așa cum este pentru cei mai mulți dintre oameni. În ceea ce privește semnificația spirituală, urgia aceasta era îndreptată împotriva zeului Geb, zeul pământului. Păduchii au apărut de pe suprafața pământului și au ajuns peste tot în toată țara Egiptului. Dar să schimba ceva în atitudinea lui Faraon? Nu, nici de această dată. Dar nici resursele lui Dumnezeu nu sunt epuizate. Epuizate sunt ale vrăjitorilor, dar nu ale Domnului. Chiar și vrăjitorii văd că este mâna lui Dumnezeu. Încet, încet, egiptenii încep să vadă cine este Dumnezeu. Acum vine o nouă plagă, o nouă urgie. Domnul a zis lui Moise, Scoală-te dis de dimineață și du-te înaintea lui Faraon când are să iasă să se ducă la apă să-i spui. Așa vorbește Domnul. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vei lăsa pe poporul meu să plece, am să trimit muște când ești împotriva ta împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău și împotriva caselor tale, casele egiptenilor vor fi pline de muște și pământul va fi acoperit de ele. Dar în ziua aceea voi deosebi ținutul Gosen unde locuiește poporul meu și acolo nu vor fi muște, pentru ca să cunoști că eu, Domnul, sunt în mijlocul ținutului acestuia. Voi face o deosebire între poporul meu și poporul tău și semnul acesta va fi mâine. Acesta este momentul în care Dumnezeu începe să facă distinția clară între poporul Său, poporul evreu și egipteni. Apa, broaștele și păduchii au atins și gosenul, dar de acum Dumnezeu va face diferența, distinția între ei. Israelul va beneficia de protecția lui Dumnezeu, pe când Egiptul va avea de suferit. Domnul a făcut așa. A venit un roi de muște câinești în casa lui faraon și a slujitorilor lui, și toată țara Egiptului a fost pustiită de muște câinești. Muștele acestea, de o mărime neobișnuită, erau de fapt o specie de cărăbuși. Aceștia erau și ei considerați ca reprezentanța zeului vieții veșnice. În mormintele egiptene s-au găsit nenumărate forme de aur ale acestor cărăbuși, ceea ce demonstrează importanța de care se bucurau dar Dumnezeu îi trimite într-un asemenea număr încât egiptenii se satură de ei. Se satură atât de tare încât Faraon trimite după Moise și Aron și le acceptă cererea, însă într-un mod foarte diplomatic. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis Duceți-vă și aduceți jerfe Dumnezeului vostru aici în țară. Mai că vedeți, ascultarea de Dumnezeu nu suportă jumătăți de măsură. Compromisul. Ea trebuie să fie de plină. Moise este foarte clar în această direcție. Moise a răspuns, nu este deloc potrivit să facem așa, căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jerfe care sunt o uriciune pentru egipteni. Și dacă am aduce sub ochii lor jerfe care sunt o uriciune pentru egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre? Vom face mai bine un drum de trei zile în pustie și acolo vom aduce jerfe Domnului Dumnezeului nostru după cum ne va spune. Faraon este strâns cu ușa în această situație. Trebuie și el să recunoască că ar putea fi vorba de o răzmeriță, de o răscoală. Din nou, omul politic din el acționează. Faraon a zis, vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jerfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie, numai să nu vă depărtați prea mult dacă plecați. Rugați-vă pentru mine. Ce diferență este între politică și umblarea cu Dumnezeu? Trebuie să fie o diferență între omul lui Dumnezeu și omul obișnuit al lumii acesteia. Ascultați-l pe faraon și priviți-l cum acționează. Dar priviți și la Moise și la modul în care acționează el. Moise a răspuns: Am să ies de la tine și am să mă rog Domnului. Mâine muștele se vor depărta de la faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui. Dar să nu ne mai înșele faraon, nevrând să lase pe popor să plece ca să aducă jerfe Domnului. Moise a ieșit de la faraon și s-a rugat Domnului. Domnul a făcut cum cerea Moise și muștele s-au depărtat de la faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui. N-a mai rămas una. Dar faraon și de data aceasta și-a împietrit inima și n-a lăsat pe popor să plece. Faraon îi cere lui Moise, roagă-te pentru mine. Moise promite că se va ruga și o face imediat. Dar se ține și faraon de promisiunea lui. Nu. Dragi prieteni, să încercăm să nu promitem ușor. Cuvântul nostru este foarte important. Este foarte important să facem ceea ce spunem. Am auzit pe mulți promițând să se roage pentru alții, dar nu au făcut-o. Moise este un om de cuvânt. Este drept că am văzut și oameni care au cerut susținere în rugăciune numai de circunstanță. De fapt, ei se bazau tot pe puterile lor și pe abilitățile lor. Am mai văzut și oameni care făceau promisiuni lui Dumnezeu atunci când erau în situații dificile, dar pe care nu și le țineau odată ce treceau de acele circunstanțe. Dragi prieteni, dacă Dumnezeu ne ajută, El nu o face pentru că promitem noi ceva, El o face din dragoste. Dar, înțelegem noi aceasta? Faraon n-a înțeles. Tocmai de aceea trebuie să repete clasa, cum se spune, pentru că o nouă urgie se abate asupra Egiptului. Domnul a zis lui Moise, du-te la faraon și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece și dacă îl mai oprești, iată, mâna Domnului va fi peste turmele tale de pe câmp, peste cai, peste măgari, peste cămile, peste boi și peste oi. Și anume, va fi o ciumă foarte mare. Dar Domnul va face deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor. Așa că nu va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Israel. Domnul a hotărât vremea și a zis: Mâine va face domnul lucrul acesta în țară. Și Domnul a făcut așa chiar a doua zi. Toate turmele egiptenilor au pierit, dar n-a pierit nicio vită din turmele copiilor lui Israel. Faraon a trimis să vadă ce se întâmplase. Și iată că nicio vită din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a lăsat pe popor să plece. Faraon încă nu credea în Dumnezeu. El trimite mesageri în Egipt pentru a vedea dacă este adevărat ceea ce făcuse Dumnezeu. El vede că este adevărat în Egipt, dar era adevărat că ținutul evreilor era ocrotit de Domnul. Era adevărat lucrul acesta dacă ne-ar veni ideea să verificăm cuvintele Domnului. El nu se teme de astfel de lucruri. El chiar ne invită prin cuvântul său să facem aceste experiențe ale umblării cu el. În psalmul 34, versetul 8, el spune, Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el. Aceasta este invitația lui. Și faraon era binevenit, numai că inima lui nu cunoaște această reacție. De aceea vine o nouă urgie. Domnul a zis lui Moise și lui Aron, Umpleți-vă mâinile cu cenușe din cuptor și Moise să o arunce spre cer sub ochii lui Faraon. Ea se va preface într-o țărână care va acoperi toată țara Egiptului și va da naștere în toată țara Egiptului, pe oameni și pe dobitoace, la niște buve pricinuite de niște beșici fierbinți. Ei au luat cenușe din cuptor și s-au înfățișat înaintea lui Faraon. Moise a aruncat-o spre cer și a dat naștere pe oameni și pe dobitoace la niște bube pricinuite de niște beșici fierbinți. Vrăjitorii nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor, căci bubele erau pe vrăjitori ca și pe toți egiptenii. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a ascultat de Moise și de Aron după cum spusese domnul lui Moise. Dacă prin moartea vitelor zeul reprezentat de boul Apis primeau o mare lovitură, acum toate zeitățile primesc o provocare. Era obiceiul la egipteni ca preoții care oficiau în diferitele temple să fie curați și fără orice pate. În momentul în care apar aceste bube fierbinți, ei nu mai pot oficia nicio slujbă în templele lor. În felul acesta, toate zeitățile Egiptului erau provocate de Dumnezeu la replică. Bineînțeles că nu aveau cum să o dea, pentru că nu era și nu este decât un singur Dumnezeu adevărat, Domnul. Cu toate acestea, faraon rămâne neînduplecat. Nu uitați că nu Dumnezeu provoacă această neînduplecare. Ea vine din inima lui faraon. Dumnezeu îngăduie doar ca el să exprime ceea ce era în inima lui. Dragii mei, în cele din urmă, poate că nu ar trebui să ne mirăm prea tare. Sunt atâția printre noi care se opun cu cerbicie dovezilor existenței lui Dumnezeu și a iubirii lui. Parcă nimeni nu poate să-i schimbe pe acești oameni. La fel acționează și Faraon. Dar acum Dumnezeu promite să se ocupe mai îndeaproape de Faraon și casa lui. Domnul a zis lui Moise: Scoală-te dis de dimineață, du-te înaintea lui Faraon și spune-i: Așa vorbește Domnul Dumnezeul Evreilor lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Fiindcă de data aceasta am să trimit toate urgiile mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului tău, ca să știi că nimeni nu este ca mine pe tot pământul. Dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea și numele meu să fie vestit în tot pământul. Dacă te mai ridici împotriva poporului meu și dacă nu lași să plece, iată, mâine, la ceasul acesta, voi face să bată o piatră așa de mare cum n-a mai fost în Egipt, din ziua întemeierii lui și până astăzi. Puneți dar la adăpost urmele și tot ce ai pe câmp. Piatra are să bată pe toți oamenii și toate vitele de pe câmp care nu vor fi intrat în case și vor pieri. Vedeți încă o dată intenția lui Dumnezeu cu aceste urgii nu este vorba despre distrugerea Egiptului. Dumnezeu îi spune tot ce are să facă lui Faraon, ba mai mult. Este clar că, de data aceasta, este un test al credinței lui Faraon. Dacă ar fi vrut doar să-i distrugă, nimic nu i-ar fi putut sta în cale. Dar Domnul vrea să vadă cine este el, să vadă toți că are puterea să pedepsească, dar și puterea să izbăvească. Și, dragii mei, nu toți sunt la fel de împotrivitori. Aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de cuvântul Domnului și-au adunat în case robii și turmele. Dar cei ce nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului și-au lăsat robii și turmele pe câmp. Iată, dragii mei, cine face diferența, sau mai bine spus, ce face diferența. Este vorba despre credință. Cei ce au crezut și-au pus vitele și familiile la adăpost și au fost izbăviți. Nu este o lecție minunată? Ce facem noi? Credem noi ce spune Domnul prin cuvântul său? El spune că zilele din urmă vor fi mai grele decât cele ale Sodomei și Gomorei. Peste Sodoma și Gomora a plouat cu foc și pucioasă. Va fi mai rău? Credem noi lucrul acesta? Ne punem noi la adăpost? Pe noi și familiile noastre? Nu este vorba despre adăposturi antinucleare sau de altă natură, este vorba despre depozitul sufletului nostru care se află în Domnul Isus. Să nu uităm, dragi prieteni, nu în distrugere să manifeste Domnul, ci în izbăvire. Să nu ne împietrim dar inima. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.